Sute de brăduți așteaptă să ajungă în casele dumneavoastră. În funcție de dimensiuni, prețurile sunt variabile. Pornesc de la 20 de lei și ajung la câteva sute. Clienții au acum posibilitatea să își negocieze bradul de Crăciun, iar comercianții sunt dispuși să lase din preț. Comercianții din mai multe zone ale județului și-au expus brăduții de toate dimensiunile în piața de pe digul Jiului. Gorjenii care doresc să împodobească în ajunul Crăciunului tradiționalul brad natural au de unde alege. Prețurile sunt stabilite în funcție de bugetul fiecărui client. Cu ce ofertează unii pentru gorj? Prețurile sunt negociabile, încep de la 25 de lei până la 150, după buzunarul fiecărui client. Braz pe toate categoriile, de la cel mai mic la cel mai mare. Prețurile pentru orice buzunar. Da, mai lăsat din prețuri pentru că oamenii nu mai au bani. Am venit cam cu 150 de brăduți. Din sutele de brăduți expuși la vânzare, cumpărătorii și-au ales pomul de Crăciun ghidați după anumite criterii. Cu toții au încercat să negocieze din preț, iar rezultatul a fost mulțumitor. Negociat brăduțul. Da, am negociat brăduțul, suntem la piață, brăduții sunt foarte ieftini, se poate negocia orice și e destul de bine pentru orice buzunar. Ai ales deja brăduțul? Da. Cum te-ai orientat? Ne-am uitat după unul potrivit, frumos, bogat. Și în acest an oamenii preferă bradul natural. Bradul natural. Natural, da. În general, că un miros plăcut în casă și asta e tradiția la noi, la români. Asta pentru un brad natural. Da. Am și artificial, dar nu se compară. Prețul unui brad pornește de la 20 de lei, iar în funcție de dimensiuni ajunge la câteva sute.